După două decenii de lupte seculare, militarii din Valea Jiului vor avea și ei un monument. Acesta urmează a fi inaugurat în data de 24 octombrie, atunci când va fi celebrată în Petroșani Ziua Armatei. Monumentul va fi amplasat în fața primăriei pe postamentul pe care trona până nu demult un ceas stradal. Din păcate, în anul 2000, când mă ocupam de veteranii de război din Valea Jiului, a mai fost o asemenea inițiativă. Administrația locală din acea vreme a emis o hotărâre de Consiliu Local prin care urma să fie amplasat în Piața Victoriei. Între timp, sistematizarea municipiului Petroșani a căpătat alt contur. Monumentul va fi amplasat în fața Casei de Cultură Ioan Dulămiță din Petroșani, în locul ceasului. Sponsorizare vom obține de la Cultul, Asociația Națională Cultul Eroilor, partea de artistică, iar partea brută de soclu și celelalte elemente, prin hotărâre de Consiliul Local și prin contribuția oamenilor de afaceri din municipiul Petroșani și nu numai. Pentru început, monumentul va fi reprezentat de o cruce înaltă de 2 metri, în postamentul căreia urmează a fi îngropat un cilindru care va conține hotărârea Consiliului Local privind ridicarea acestuia. În viitor, crucea va fi înlocuită cu o statuie care va reprezenta cel mai probabil un militar.